Dacă vă bate gândul să mergeți de flori și de Paște cu 10 de prieteni în zonele de picnic și grătare, gândiți-vă de două ori. Polițiștii vor amenda grupurile mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii. Amenzile pornesc de la 500 de lei și vor ajunge până la 2500 de lei. Vor fi controle și în piețe, dar și în trafic, iar petrecerile vor fi interzise. Poliția Capitalei o să se afle în acest weekend în zonele aglomerate, cum ar fi lăcașurile de cult, dar și în cimitire, unde ne așteptăm să fie persoane. De asemenea, o să avem în vedere și zonele de agrement, cum ar fi locurile unde se fac picnicuri și grătare, zona de pădurii Băneasa, zona lacului Murii, zona lacului Văcărești. Noi o să fim prezenți, le reamintim cetățenilor că nu au voie să formeze grupuri mai mari de 6 persoane dacă nu aparțin aceleași familii.